Abia revenit de la Bologna, unde a suferit o intervenție chirurgicală destul de complexă la genunchi, moldoveanul Denis Zmeu a demonstrat că nu a uitat cum se bagă mingea în poartă. A reușit să marcheze chiar împotriva compatrioților de la Milsami Orhei. În urma acestei evoluții mulțumitoare, Denis speră ca Viorel Hizo să-l includă în lot la partidele următoare. Da, sunt foarte bucuros că am revenit. Am stat prea mult pe tușă, am avut niște probleme, dar acum cu ajutorul Dumnezeu s-a rezolvat și sper să fie bine de acum încolo. Sper să prinzi un loc în primul 11. Acum decide antrenorul dacă merit să prind un loc, să prind lotul, dar eu sunt fericit că deja pot să mă antrenez normal și să ajut echipa. Chiar dacă a revenit la echipă de curând, Denis Zmeu este un concurent acerb la postul de titular. Va lupta pentru a fi în primul 11 cu Raul Costin și Ghencev.